cumva ce înseamnă Balkan Cafana. Corect. Ce Balkan, Balkan Cafana. Cafana. Deci Balkan este clar din Balkan. Cafana vine din serbă. Ok. Krșma. Deci un loc unde te duci, bei, dansezi, te distrezi. Simți bine. Exact. Deci noi suntem acel loc. Ai început direct? Ai început să cânti într-o trupă? Ai început să cânti pe cont propriu? Am început să învăț muzica în 2003. Am început să descoper notele, ce înseamnă o gamă, ce înseamnă un acord. Și după cam un an, am început să formez trupa mea la școală, la secundar. Și am cântat la spectacol. Adică în perioada aia am decis că asta vreau să fac toată viața mea. Nu vreau să fac nimic care nu are legătură cu muzica. Okay. Am început un proiect cu Vitodas, care se cheamă Bratva. Ne-am dat seama că amândoi avem pasiunea pentru muzica balcanică din Europa de Est. Am cântat la Eurofest și acolo l-am întâlnit pe Borislav Stanev. Este al doilea keyboardist, okay, care cântă și din voce. Lui 2013 am întâlnit-o pe Camei la universitate. Vorbind cu ea, i-am spus că sunt într-o formație, muzică din Europa de Est, balcanică. Super, bun. Am început să avem primele repetiții. Trompeta este instrumentul cel mai potrivit așa pentru muzica din Balcan. Așa, e specific unei trupe de muzică balcanică, da?
atunci s-a născut trupa Balkan Cafana. Da, după un proiect de tranziție unde am avut două spectacole neplătite la niște festivale cu dansatori bulgari, am început proiectul nostru Balkan Cafana. Ultima apariție am văzut pe Marina de Gluță. Mie mi s-a părut foarte potrivită în trupa voastră. Întregește de minune ansamblu așa. Cum ai văzut tu experiența asta, încercarea asta cu Marina Negruță? O găsești potrivită? Crezi că... Eu sper că ea să vrea să continui cu noi. Ok. Pentru că, într-adevăr, este persoana care poate să aducă formația Balkan Cafana la următorul nivel. E o premieră pentru tine genul ăsta de spectacole. Ce te-a îndemnat să accepți provocarea asta și cum a fost? M-a îndemnat curiozitatea. Și pentru că sunt în vacanță și am mai mult timp, mi-am zis de ce nu. Vlad mi-a propus mai de mult, dar eram în timpul studiilor și am zis să hai să vorbim în vacanță. Și eram curioasă să explorez și ceva nou. Și ți-a plăcut experiența? O să mai repeți? În vacanță, la sigur, deja în timpul studiilor mai vedeam, pentru că studiile sunt prioritare, dar ne-am plăcut foarte mult. Am distrat foarte bine și mi-a plăcut să cânt cu ei. Thank you.